Continuăm cu informații de ultimă oră. Cei 6 chinezi căutați în ultima perioadă au fost găsiți în această dimineață în Slatina. Sunt informații așadar de ultimă oră. Vorbim despre teama autorităților de extindere a coronavirusului în condițiile în care în acest moment avem un caz confirmat și mai multe suspiciuni, pentru că sunt mai multe teste în lucru. Vorbim așadar despre ce se întâmplă la această oră și stăm de vorbă cu doamna Marinela Madan, reprezentant de SPOL. Bună dimineața! Bună dimineața! Să știți că vă aud foarte slab, așa că sper că răspunsul să fie cel... Vă rog, mult spuneți-ne ce informații sunt până la această oră despre cei 6 cetățeni chinezi. Ultimele informații pe care le-am cules sunt în seara zilei de ieri, deci orele 20, ne-am deplasat la hotelul de pe raza municipiului Slatina, unde ei sunt cazați. Am discutat cu conducerea administrativă a hotelului, în condițiile în care împreună cu dânsii trebuia să ne asigurăm că măsurile de izolare timp de 14 zile, așa cum prevăd normele noastre, se respectă. La ora actuală, ei, deși veniseră în interes de serviciu și făceau naveta într-o localitate aflată la 60 de kilometri de orașul Slatina, s-a interzis frecventarea locului de muncă. Practic, ei de aseară sunt izolați în trei camere de hotel din Slatina. A fost testată starea lor de sănătate? Este vreun indiciu că ar putea fi purtători? Nu este cazul. Nu. Ei provin dintr-o regiune a Chinei continentale. Este regiunea Shanghai, nu din zone de focar pentru a recomanda testare. Deci, practic, pentru dânsi este suficientă monitorizarea clinică pe perioada celor 14 zile impuse prin reglementări. Deci, din acest moment, timp de 14 zile, ei nu vor mai avea voie să părăsească acele camere de hotel? Nu, chiar au trecut deja, dacă mă gândesc bine, din 24, avem câteva zile consumate. Din acest moment, aproximativ 10 zile, ei vor trebui să rămână în izolare pe camerele unde s-au cazat. Cum noi sunt oamenii? Cooperează cu dumneavoastră? Înțeleg situația și de ce e nevoie să stea izolați? Să știți, putem să apreciem că sunt cooperanți. Probleme am avut de înțelegere și de percepție a fenomenului din partea părții române, care normal a fost foarte neplăcut, surprinsă de faptul că trebuie să îi țină pe acești oameni în propriu spațiu. Am încercat să le explicăm că până la urmă regimul acestor călători care vin din Italia, din orice țară care e pe lista OMS ca și zonă de risc, este o obligație cetățenească, nu e vina noastră că au primit aceste persoane. Și, în consecință, vor trebui și dânsii, vorbesc de cei care asigură spațiu, să respecte implicit recomandările noastre. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Așadar, cei 6 chinezi care erau căutați în ultimele 24 de ore sunt izolați într-un hotel din Slatina. Ei sunt veniți de câteva zile din China, nu prezintă niciun simptom, nu sunt din zonele grav afectate de coronavirus din China, ci din regiunea Shanghai. Rămân încă 10 zile în carantină, dar deocamdată, până nu apar simptome, nu vor fi testați.